Bună seara, doamnelor și domnilor, bun găsit astăzi în cadrul știrilor Nova TV. Vorbim despre medeșanul Costel Popa, interpretul de muzică populară Costel Popa, mai bine spus, astăzi aniversează 10 ani de carieră și lansarea primului album de colinde. Ne aflăm și noi aici la Sala Traube, unde medeșenii au venit în număr mare pentru a-l susține pe Costel. Vă invităm și pe dumneavoastră să vedeți câteva momente frumoase din această seară. Ce pot să vă spun e că îl cunosc pe Costel de foarte mulți ani. Costel e aici, dacă crede că trebuie să mă corecteze, poate să o facă. Îl cunosc de foarte mulți ani și în urmă cu un an de zile a venit și mi-a vorbit despre proiectul lui. Este firesc să ajuți un om care își dorește atât de mult să facă performanță. Și eu cred că noi toți medicienii trebuie să fim mândri că avem astfel de oameni în oraș. Eu felicit. Îl felicit pe Costel. Așa cum spuneați toți de aici, nu trebuie să ne fie rușine cu semnele naționale. Dimpotrivă, trebuie să le păstrăm și să le promovăm. Vă doresc o seară frumoasă. Costel, ce pot să spun? Cred că ai depășit cu mult așteptările. Dacă mai întâmpini așa greutăți și crezi că te pot ajuta, poți oricând să vii la mine. Mulțumesc, rămâneți două secunde. Să știți că și pentru mine și pentru toți ceilalți colegi ai mei este important să fim susținuți de cine trebuie. Vă mulțumesc din suflet pentru tot ceea ce ați făcut de când ne știm, nu doar pentru mine, ci și pentru acești minunați oameni. Pentru că de pe vremea de când erați deputat ați început munca în acest frumos oraș. Și uite că acum de 2 ani de zile Dumnezeu a hărăzit și sunteți conducătorul, primarul acestui frumos oraș, a acestor frumoși oameni. Dumnezeu să vă binecuvânteze, să faceți lucruri frumoase cum ați făcut și până acum, de acum înainte. Și dacă îmi dați voie din partea mea, cu tot dragul, vreau să vă mânez o diplomă de onoare. Te rog să trăiască domnul nostru primar. Pentru tot ceea ce a făcut de-a lungul carierei sale și un mic trofeu. Să trăiți cu tot dragul din partea mea. Multă sănătate! Aplauze! Dacă... Trebuie să vă mai spun ceva. Dacă era campanie electorală, vă dați seama ce mi-o luam eu mâine. Seară plăcută de tuturor. Eu niciodată și sărbători fericit. Costel Popa, noi te felicităm pentru momentele frumoase din această seară. Spune-ne două cuvinte, cum te-ai simțit și ce simți. Vă mulțumesc că sunteți din nou alături de mine, Nova TV. Toți medeșenii, este într-adevăr o seară minunată, așa cum nu mă gândeam să îmi fie hărăzită astăzi și mulțumesc lui Dumnezeu pentru că m-a ajutat. Le mulțumesc tuturor colegilor care sunt acum aici cu mine. Vă doresc sărbători fericite tuturor medeșenilor. Nu-mi pare rău pentru cei care nu au fost astăzi prezenți. În 24 decembrie cu siguranță ne vor vedea pe Hora TV. O dragă în țară ne va vedea. Așa că vă invit să ne urmăriți atunci. Vă pup și vă iubesc! Pe Yeah.